Pentru al treilea an consecutiv, liderul neînvins al clasamentului este Elveția cu 3.582 litri de carburant. În România, benzina s-a scumpit cu 12,7% în primele 6 luni ale anului, iar un român cu un venit mediu poate cumpăra 670 litri de benzină, asta arată datele unui studiu de piață. În România, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, salariul mediu brut este de 5.800 de lei pe lună. Asta înseamnă că un român poate cumpăra 669 de litri de benzină cu acest venit. Țara noastră ocupă astfel locul 10 în topul scumpirilor la benzină. În anul precedent, românii puteau cumpăra 673 litri de benzină cu un salariu mediu. Motivul, benzina era mai ieftină cu 12,7%. Litrul de carburant s-a mărit foarte mult în ultima perioadă, iar un salariu minim nu este îndeajuns pentru a face naveta dintr-o localitate în alta. Despre asta ce părere aveți? Da, nu e nicio bucurie în așa ceva, dar am auzit că și metru cub de apă a ajuns la nivelul litrului de benzină. Progresăm. Mehedințenii sunt de părere că scumpirea carburantului este o alegere greșită, deoarece în ziua de astăzi majoritatea cetățenilor își rezolvă problemele cu ajutorul autoturismelor. Nu numai atâta. Copiii erau scutiți pe timpul școlarizării. Indiferent că eram în vacanță, nu în vacanță, era elev, avea carne de elev. Și avea voie să circule cu reducere. Acum a zis numai în timpul vacanței, adică în timpul vacanței să n-aibă drept. Păi în timpul vacanței nu trebuie să ducă și el să se pregătească, să se recreeze. Analiștii au calculat câți litri de benzină pot fi cumpărați pentru salariul mediu în diferite țări europene. Pentru al treilea an consecutiv, liderul clasamentului este Elveția cu 3.582 litri de benzină.